prin care voi puteți dovedi cuiva care cu efort și cu alți bani, la un moment dat poate decide, da, tu, client, trebuie să îți onorezi obligațiile față de, de coach. Și asta cred că este foarte important și trebuie să fie unul din lucrurile pe care să îl aveți mereu în minte atunci când fie redactați voi un contract, fie când cineva vă zice, uite, asta este formula clasică, nu, ăsta e contractul nostru standard, că parcă e făcut de Moise pe munte și nu se poate modifica. Și atunci, dacă aveți rețineri, inclusiv când vine faza de negociere, domnule, dar s-ar putea să se supere, vă gândiți cât o să vă supărați voi dacă la un moment dat acel client, oricât de mare și tare ar fi, vine și spune, nu te plătesc. Deci de-aia este important contractul. Este pe echivalentul unei asigurări. Nu rămâi fără energie în cont, ce? Te poate seca la un moment dat. În activitatea aceasta, pe coach. Eu îl văd ca echivalentul unei asigurări. Aha. Eu îmi fac asigurare pentru casă, sper ca să nu am niciodată nevoie să apelez la ea, dar dacă va fi nevoie să apelez la ea, va fi foarte bine cu ea. Mama înțelepciune. Da. Ce pot să vă spun iarăși din experiență este că întotdeauna un contract poate fi călcat. Dar asta este o altă temă. Să facem o temă separată pentru asta. Legat de ce am nevoie eu ca și coach de contract, mai sunt întrebări sau ceva ce ați vrea să împărtășiți cu noi? Oricum e nevoie la contabilitate. În mediul de business, da, dar în life coaching nu, de exemplu. Ce pot reprimi o factură. Nu, sau am nevoie pentru mine să contabilizez eu personal. Exact, pentru contabilitatea mea, de exemplu, în cazul ăsta. Fac și niște statistici, la un moment dat. Ați spus ceva de faptul că în life coaching nu ai întotdeauna nevoie? Că nu era cu niște ghilimele. Da. Ai întotdeauna nevoie de contract, cel puțin asta e perspectiva noastră. E adevărat că modul și formalismul cu care fac acel contract poate diferi. Că nu știu dacă mai am nevoie neapărat de ștampilă de la om, dar am nevoie de același proces de clarificare, de a stabili limitele, de a spune explicit ce aduc în relație, ce aduce celălalt, care e echilibru și care e proiectul nostru pentru acel pentru această colaborare, să spun. Ce își propune client. Poate în life coaching nu am nevoie de ceva ștampilat, dar în afară de asta, discuția și atitudinea, în experiența noastră cel puțin, nu e absolut nicio diferență. Poate mai puține chichițe legale, să spun, și mai puține discuții cu departamentul de achiziții, pe care dacă lucrați în mediul de business, aveți plăcerea să le aveți de multe ori. Dacă ar fi să ne uităm și la client, să fim așa puțin mai generoși și să ne gândim, ca a început Cristina, de ce e util pentru un client să aibă un contract? De ce e util clientul să treacă prin acest proces de contractare cu noi? La ce v-ați gândit? Cred că e un prim moment în care definește inclusiv obiectivul. Exact. Să responsabilizeze mai mult. Da, e obiectivul lui, da. Al clientului. Și asta e foarte important. Altceva? Sunt așteptările. Putem scrie un contract de maniera ce își propune clientul, că eu până acum personal am trecut obiective detaliate. Am spus ce se întâmplă, definiția a coaching-ului sau și ce nu e coaching-ul, dar n-am scris despre obiectivele clientului decât separat, am lucrat separat. Dar n-am prins în contract. Cum ar putea fi prinse în contractul acesta? Depinde cum lucrăm. Acum vă spun exemplu, cum lucrăm noi și suntem foarte deschiși să vedem cum lucrați și voi. Avem un contract, vorbim de business, de exemplu, avem un contract cu compania, probabil cu cei de la resurse umane, așa. Care are un contract administrativ pe mod de lucru. Câte sesiuni, cât timp, câți bani, cum se întâmplă. Așa.
La noi, cel puțin lucrând de obicei pe proiecte cu mai mulți oameni, e foarte greu să spun care sunt obiectivele pentru fiecare. Oamenii au niște planuri de dezvoltare într-o companie suficient de deschisă și atunci au acolo niște obiective. Fiecare om are propriile obiective, care sunt diferite. Obiectivele le stabilesc cu omul și cu managerul lui. Cel puțin ce fac eu și aș îndrăzni să spun noi, omul în prima sesiune de coaching, întotdeauna în prima sesiune de coaching e în trei. Cu omul și cu manager. Și asta facem. Discutăm obiectiv. Ce-ți propui, ce-ți dorești, cum vă sprijiniți reciproc. Și omul trimite un mail către mine și către manager scris care sunt obiectivele mele pentru acest proces de coaching. Nu, eu, de exemplu, nu mai fac o anexă la contract, dar ținând cont că este scris și asumat, consider că e suficient ca și contractare al lui. Mihai, ce v-am spus aici? Păi, asta este o etapă iarăși foarte importantă, pentru că o abrevire din ce în ce mai frecvent întâlnită este faimosul ROI. Da? Și ca să putem demonstra un oarecare return on investment, cred că un punct de pornire esențial este să agrem de la început despre ce vom lucra. Pentru că dacă eu am un client și el spune vreau să lucrez pe tema, nu știu, delegare, și managerul lui era convins că în procesul de coaching el își va optimiza partea de time management, la ce credeți că se va uita managerul? În funcție de ce va evolua performanța clientului și implicita demersului de coaching? În funcție de time management. Da. Și s-ar putea ca, poate nu întâmplător, în această pereche, ca eu să pot să deleg mai bine, va trebui să fiu mai consumator de timp până în faza în care mă rodez și atunci să iasă rău pe minus. Deci din punctul ăsta de vedere este foarte important și ideal, cum spunea Raluca, din nou, în scris. Că nu întâmplător strămoșii noștri latini spuneau verba volant, scripta manent. Și iarăși ce se poate întâmpla cu unii clienți care pornesc la drum cu entuziasm și după aia, la un moment dat, nu au curajul să spună că nu mai au chef și te blamează pe tine, deci eu uite. Despre asta ai spus că vrem să lucrăm. Despre asta am lucrat. Sau n-am lucrat, că până la urmă tu trebuie să alegi pe terenul meu. Dar cu cât sunt mai multe sau un minim de lucruri esențiale, inclusiv scrise, cu atât mai bine. Și dacă nu vreau să-și facă treaba, cum devenim? Aia deja e un alt aspect, dar ce cred că este foarte important să conștientizăm este că noi nu putem și nici nu trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru clienți. Și de asemenea trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ce ne-am angajat noi să facem. Dacă avem pe cineva care dă semne și noi îi atragem atenția că se pare că ceva nu funcționează și el din nou nu reacționează niciun fel, fiecare decide, dar e foarte importantă partea asta cu asumarea responsabilității. Aveți niște indicatori calitativi cu care să măsurați return on investment? Asta depinde de la caz la caz. Pentru a evita... Din experiență, sunt foarte puțini clienți care în momentul în care le spui, uite, dacă vrei să măsori cum a evoluat un anumit comportament, trebuie să ai o bază de pornire. Și ca să ai o bară de pornire, trebuie să bai niște bani la început, să faci măcar un feedback de 360 de grade. De cele mai multe ori zic, hai că vedem noi așa. Ori în momentul în care zice, vedem noi așa, atunci... Dar altfel, este o întrebare cu mult prea multe răspunsuri care, până la urmă, îndrăznesc să spun că nu neapărat că sunt diferite, dar pot varia foarte mult. Deja sunt întrebat, există anumite etape prin care se urmăresc obiectivele contractate. Acest return on investment este vizat strict la finalul contractului, sau există anumite etape în cadrul contractului în care se vede practicare de punctul de pornire.